Salutare dragilor și bine v-am regăsit la unul dintre ultimele videoclipuri de Counter-Strike Global Offensive de pe acest canal Și asta pentru că ne aflăm la finalul carierei acestui joc Urmează să se lanseze oficial pentru toată lumea Counter-Strike 2 Și de asemenea urmează în cel mai scurt timp să dispară și promoțiile pentru capsulele Paris 2023 În care am investit ceva bani, dar am zis hai să facem și un mic capsule opening pentru că e și păcat să nu facem chestia asta. Așa că am cumpărat câteva capsule, 100 de capsule ca să fim mai exacti, din toate și din legende și din champions și din contenders. Ca să Putem să vedem exact ce primim de la fiecare. Prin urmare, în acest videoclip vom deschide capsule, vom vedea ce ne pică și la final vom face un total să vedem cât de mult am pierdut. Sau dacă cine știe, poate am ieșit pe plus. Așa că, dacă vă place videoclipul, nu uitați să lăsați un like, abonați-vă, dați click pe clopoțel pentru a primi notificări în momentul în care mai aplaudez Și hai să trecem la treabă! O să dăm frumos unlock container și o să mergem pe fiecare. Uneori vom face... Speed opening, alte ori vom face uh, Capture opening normal și am început cu un Bad News Eagles classic paper, nimic special. Poate cine știe, vom avea noroc să să prind ceva mai drăguț, de exemplu, acest Navi Glitter. Ok, ok, îmi place. Glitterele din punctul meu de vedere sunt uh, modul ieftin de a investi în, în sticăre Pentru că el arată foarte, foarte bine în Counter-Strike 2 În celălalt case opening Mă rog, capsule opening pe care l-am făcut Fără să-l filmez Mi-a picat un Navi Holo Și cam atât interesant Nu știu dacă mai a mai picat ceva interesant De aceea am zis că poate, poate Norocul meu va fi altfel în momentul în care înregistrez Aparent, momentan nu este cazul de așa ceva Avem 2, uh, 2 Into the bridge, două Bad News dacă nu mă înșel avem într-adevăr acel Navi Glitter, dar care nu ne scoate absolut deloc uh, investiția inițială. Ca să, ca să înțelegeți, investiția a fost de 25 de euro. Băgați în Steam și-a trecut un Nine holo atât de frumos pe lângă noi. Din păcate, o să îmi, iau, îmi tot iau bait de genul acesta. Am pățit-o, nu-i niciun fel de problemă, sunt obișnuit. Sper dor, totuși că după baituri, 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 baitur, voi și primi ceva bun. Nu acest Mongols uh, Paper, dar altceva. Poate ceva mai bun, poate un Furia Holo. Ce ziceți de asta? Dacă ne-ar prinde un Furia Holo, ar fi super bine, dar până un alta ne mulțumim și cu un ITB Glitter. Orice e mai bine și e mai bun decât paperul, dar mai bun decât glitterul este bineînțeles un holo. Nici măcar goldul, decât un gold interesant, dar hollow este cel care ne scoate investiția. Momentan mai primim un glitter. De data aceasta, Paris Blessed TV. Bun! Și ce mai zice, ce mai faceți, cum o mai duceți? Asta era foarte bun de un live, așa ca să strângem oameni, dar na. Am primit un mouse uh, paper. Mouse paper este bun, se fac craft mișto cu el. Și este ieftin, dar cum ziceam, pe noi nu ne interesează neapărat să scoatem sticăre de de crafturi. Ce mai mult mă interesează să scot profit. Și 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 profit, am zis, am zis. Uh! Fraților, am zis. Ah! Altceva, tati, altceva. Altceva începe acest uh, minunat capsule opening când ai un face gold. Tati frumos, 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 mulțumesc. A venit și notificarea de pe, de pe telefon. Avem frumos Face goldul aici să ne țină noroc. Sper doar că nu a fost singurul noroc din, din acest capsule opening, dar totuși hai să vedem un pic cam cum arată pe parte de bani. 5 euro. Ne-am scos 20% din investiție. Și e posibil să fie singurul lucru. Mă miră că e atât de ieftin. Mă așteptam să fie un pic mai scump. Bine, acum s-au deschis și foarte, foarte multe și prețurile sunt cât de jos se poate, dar fiind un gold cu siguranță își va crește, își va crește valoarea în timp, prin urmare nu va fi vândut acum, așa cum am făcut și cu hollow-ul pe care l-am primit în opening-ul trecut, nu l-am deschis și nu am primit nici glitterul pe care îl văzusem. Dar oricum, Face blană, blană, dacă ne intră, acum ne intră și un, uh, și un holo, o să fie treaba-treabă, oricum mi-a dat un pic altă energie acum, n-am deschis chiar degeaba, n-am deschis numai paper-uri, așa că este foarte bine, nu, nu-l băgăm în storage, îi dăm mai loc, calmați-vă, nu, 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 ne calmăm că avem, avem de deschis o, oh, și un face paper normal. Acum avem o perioadă în care o să deschidem numai prostii pentru că trebuie să ne liniștim un pic. Mai ales, sau să mă liniștesc eu de fapt, că voi sunteți liniștiți, voi nu aveți nicio treabă, că nu deschideți voi, nu cheltuiți voi bani, eu cheltui bani și de asta vă uitați voi la videoclipul acesta. Uh, Challengers. Aha. Avem un pain. Și de astea sunt niște capsule care ar putea... Dar nu, nu vreau să fac asta. Un G2 holo. Ca cum a și câștigat ultimul, uh, ultimul campionat. Sau un Gamer Legend Holo. Că România a Dar nu cred. Momentan, poate cine știe, ne pică un Heroic Paper. Exact asta ne-a picat. <laughs> uh, dar totuși. Sau un Apex Holo. Astea sunt stickerele care. Un Monte Glitter. Bun. Monte Glitter is good. Monte a fost unul dintre cele mai aplicate stickere în momentul de, până în momentul de față, stickere de la Paris Major. Așa că e bine să fie acolo, plus că e o echipă care nu știm dacă va mai uh, juca mai departe. Nu sunt la curent cu ce modificări s-au făcut. OG oh, glitter good. Nu sunt la curent cu ce modificări s-au făcut în uh, rosturile uh, echipelor. Aici ce frumos era Apexala. Apex Glitter. Good. Da, na, aia ai. uh, S-au modificat foarte multe locuri, echipe care au dispărut. Hai, oprește-te. Bun, Bad News Seekers Glitter, ne place, ne place. V-am zis, glitterele, eu sunt mulțumit cu glitterele pentru că mai mult ca sigur vor crește în preț. paper-urile nu, dar glitterele vor crește în preț. Era frumos și acel uh, holo de la Blast. E cel mai ieftin holo, dar era un holo nevărdeles. Furia Paper, dar de ce nu un furia holo? Hmm? Un furia holo chiar ar rupe. Ne mulțumim și cu un forze paper. Aia e. Dar oricum, mi-a plăcut. Mi-a plăcut. Am prins, am prins ceva bun. Este ce trebuie. Și acum am fi putut să prindem un pain glitter, dar n-a fost să fie. Totuși, furia holo. Nine paper. La fel de bun. <laughs> mai avem, avem suficiente cât să deschidem, avem suficiente șanse, mai trebuie să deschidem 3 sticăre, 4 sticăre de fapt, 4 sticăre peste 5 euro ca să-mi scot investiția inițială și orice este după aceea este, este profit. Dar trebuie să avem norocul respectiv, trebuie să mai am încă de 4 ori norocul pe care l-am avut la început cu acel navigol uh, Navigold. Uh. nu e Navigold. What? What? Mm, nu, ce am ce-am deschis? Ah, face gold <laughs> Da, am și uitat uh, Navi holo la 4 Navi paper, navi glitter, ok, bun Good enough Orice, v-am zis, orice e mai bun decât paper-ul Așa că mă... ai, de exemplu acest Mongols holo, tati Bun, good, cât o fi? Sunt chiar curios uh, cât este Dar... Uh, Bun! Sunt uh, un euro? Really? Doar un euro? Ok, e holo. O să crească probabil în preț, mai ales dacă echipa dispare. Bun, bun, bun. Deci. Uh, undeva la 6 euro până acum am făcut. Mai avem? Mai avem. Da e bine. E holo, e holo. Nu mă plâng. Orice înseamnă holo o să crească în timp, așa că ca investiție este ok. Nu mă, nu mă deranjează. Doua Două uri bune, un gold bun. Ai, 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 ai. Ce a trecut pe acolo? A trecut bait-ul... Glitter Greyhound. n a Bun, ne place. Da, a trecut frumos acolo, a trecut. Mamă, da. Îmi fug ochii așa de tare, n-am văzut absolut nimic, toate a fost paper în... Uh în tranșa asta, absolut totul, a trecut un holo de la Apex și noi primim un paper de la Gamer Legion. Trade foarte bun, am văzut un roșu, ne mai uităm, ne mai uităm, ne mai uităm, atenție, am văzut numai papere, no problem. Uh, uite un roșu, uite un glitter, uite un roșu, uite un holo, uite un paper. Deci nu mă mai uit, mă, că am și fugochi și două golduri una după alta. Și degeaba că intră paperul. No problem. Cum ziceam, capsule avem, timp este, noroc să fie și poate cine știe, mai uh, mai fur ceva așa pe final. Că momentan nu cred că o să mai am norocul acesta. Dar vedem. Trebuie să manifestăm, să manifestăm așa un glitter. Am manifestat un glitter, dar vreau să manifest un holo bun. Un holo bun acum să intre, blanao să intre. A intrat un paper, mai încercăm, nu e niciun fel de problemă. Uite, de exemplu, asta, unlock container, acum o să vină holo, -ul. vă zic eu, ăsta e holo aici, în puterea manifestării. Uite, a trecut un holo, prindem un uh, glitter. Ok, era bun și în solo, bun rău era în solo, n-a fost să fie, eu zic că prindem prindem un uh, FX paper. Not a problem. Ta 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 Atât de aproape de un glitter și totuși atât de departe. Nu, nope, N avem noroc. Mai încercăm. Hai să vedem. Ce, 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 ce. Ce bun, minunat, Complexity Hollow. Bun. Bun sticker, foarte bun sticker. Ia să vedem cât, cât se există acest sticker. Cât se costă? Se costă 3 euro. Bun. Eu l-am vândut pe la 2,50 la început, că am mai deschis unul la un moment dat. Deci 2 euro și cu 3 euro de fapt, 4 euro, 9 euro. 9 euro din 25 momentan. Mai avem nu foarte multe capsule mai avem câteva șanse. 9 din 25 momentan, nu punem la socoteală gliterele, că gliterele nu sunt scumpe. Sunt de viitor, dar nu sunt neapărat scumpe. Ce, ce ne scoate banul la capsulă este hollow și, și gold -ul. Atâta, în rest nu scoate absolut nimic. Și ce nu o să fac și nu vă recomand nici voi să faceți când deschideți cutii, glitter foarte bun, este să vindeți ce stickere v-au, picat bune sau iteme bune din cutie ca să le reinvestiți. Este iadul celor care, des, mă rog, care fac gambling, pentru că asta este un fel de gambling. Așa ajunge toată lumea să, să piardă efectiv tot ce au Crezând că dacă au pierdut până acum și le-a picat un singur lucru bun, automat vor putea reinvesti acel lucru ca să, ca să câștige. Majoritatea pierd totul. Într-adevăr, sunt oameni care, na, sunt diferite povești din astea, că le-a picat un cuțit, l-a vândut, a deschis din nou cutii și a picat un cuțit de 10.000 de euro. Uai, ce frumos era nipul. Da, nu a fost să fie. Uh, se întâmplă foarte dar chestia asta, ceea ce nu vă spune lumea este că majoritatea oamenilor pierd totul când fac uh, uh, din nou al doilea bait cu același sticker. Asta vreau să vă zic, majoritatea lumii pierde în momentul în care reinvestește, așa că dacă va pica ceva bun, măcar chiar dacă sunteți în pierdere, nu sunteți în pierdere pe zero aveți ceva care la un moment dat poate să crească. Cine știe ce se întâmplă, ce noutăți apar, ce se întâmplă cu acea echipă, de exemplu în cazul uh, stickerelor și bubuie prețul și puteți să vă recuperați banii inițiali. Dar așa, dacă... Dacă, mă rog, dacă nu aveți nevoie de bani, faceți ce vreți, vă distrați. Am venit, poala tot apare. Ca gol, de două ori, holo. A tot fost. Uh... Da, asta e recomandarea mea. Eu cel puțin asta o să fac. Nu o să, nu o să le vând că după aia chiar pierd totul. Am băgat 25, am scos nici măcar jumătate. Hai de capul meu. Ce, au început baiturile de grele. Au, a fost o serie de baituri. Nu ne-am mai axat acum pe, deschidere și v-am povestit eu de cât de rău e gambling-ul, astfel încât uh, s-a dus și noroc. Uia, ai, ai Gamer Legend Gold Pain Holo. Ce frumos a trecut, păcat că n-a fost să fie. Bă, da, nimic, nu mai intră nimic, doar de la două holo și gold a fost, atâta, din 100 de cutii. Tristuc, 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 vă zic. Hai că mai avem, da, not good. Și bineînțeles că paper în continuare. Mm, a început bine și după aia s-a continuat așa un pic tragic. Da, mă, nu vreau. În Nici nu vreau să deschid uh, fast open, că după aia nu-mi dă mie plăcerea de a vedea exact ce... Ce primesc. Și măcar dacă tot... Uite cum era să fac fast open pe... Două hollow și mi-a picat un paper Să fac fast open pe pe stickerul gold Era și păcat, nici n-aveam conținut Și... Și nici nu mă bucuram pentru el Așa măcar am apucat să mă bucur pentru el Și orice sticker din ăsta mai bun Ne bucurăm pentru el aici Ui-oi-oi-oi... Ui, 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 Au-au-au-au-au, ce bait a fost Uuuuuuu... Urât V-am zis că au venit baiturile de grele Poate mai am și eu totuși noroc. Să mai împice ceva bun. Nu în această cutie. Poate în această cutie. Și tot mă uit și tot vreau furia aia holo. Chiar vreau furia aia holo la un moment dat. Că tot am zis eu că aș vrea să investesc. Și să păstrez niște sticări așa să le pun la, la păstrat. N-a fost să fie. Uite, Vitality Glitter. De asta n-am avut. Păi, holo am avut, gold am avut, n-au fost multe, aia e, dar măcar a fost ceva. Oh, și acum numai papere, ne umple de papere de care n-avem ce să facem cu ele, ne umple acolo inventarul degeaba, uite puțin. O să pun efectiv pe fiecare armă, o să pun stickere paper, worthless. O, uite te puțin între două hollow și mie îmi dă paper. Mizerabil. Mizerabil din punctul ăsta de vedere. Da. Oh, well, mai avem câteva. Suntem la final de, de case opening. Am început în forță și după aia s-a cam treaba un pic. Și m-am fâsit și eu așa. Uh, glitter. At least glitter. Am dat sunetul asta de parcă cine știe ce mi-a dat. Cineva mi-a dat un item de 10 cenți. Ceva de genul ăsta, maxim. Așa că îl scoatem din... Uh... Uite un Vitality Holo. Câte mai avem? Mai avem ultimele patru. Ultimele prata fraților. Unlock container. Cum ar fi să ne dea ceva bun în ultimele 4? Un glitter. Nu pot să zic că mă încântă. Cert este că am făcut undeva la 10 euro din uh, 25 cât am băgat. Oh well. Asta înseamnă să, să vă băgați banii în chestiile astea ca să vedeți și voi că nu toată lumea care deschide, deschide lucruri și merită să deschidă. Se întâmplă. Asta a fost, asta am primit. Ca să ne uităm așa un pic ce am primit. Uh, le sortăm după... Alphabetical. Hai să vedem sau nu. După quality. Avem un Face Gold în valoare de vreo 5. Avem mai apoi un Complexity Holo în valoare de vreo 3 și un Mongols Holo în valoare de 1. Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 glitere și restul papere. Un rând întreg de 9 paper, 4 apex paper, oi oh, de viața mea foarte multe Blast TV paperuri, furia multe, Gamer Legion, câteva mouse-uri și cam astea. Da, n-a fost un nou case opening tocmai bun, dar se putea și mai rău. S-a buguit aici, bineînțeles, ca să fie treaba-treaba. Dragii mei, sper că v-a plăcut acest videoclip. Am prins totuși ceva, am prins acest face gold, măcar atâta, dar de principiu am prins chestii mai puțin plăcute. Ne auzim la un nou videoclip, rămâneți cu bine, salutare, Ciao.